haideți să vă spun ceva. Avem un martor. Avem un martor care face în exclusivitate declarații incendiare despre posibila rețea de proxenetism în care Dincă și fiul său ar fi fost implicați. Ascultați ce povestește această femeie, că s-ar fi întâmplat în noaptea în care a stat față în față cu cei doi bărbați, chiar în Italia. Însă, atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Dincă în bermudă, în cămașă, tot în righe din astea, și băiatul la portă suna la ora aia, nu ieși nimeni, dar el striga: ieși afară, Claudia, ieși afară, că am venit să te luăm, că nu produci nimic aici, trebuie să te ducem în altă parte. Claudia, ieși afară! Și-o zis, să-ți iau capul, ți-l fac trofeu. Într-o seară, liniștită, eu am parcat scuterul în stânga blocului, sub geamul meu. Era o mașină familiară gri, sub pom, în fața magazinului, și un om înalt, avea așa, hai să zic, dar n-avea 100 de chile tipul, că nu avea. N-am știut de ce văd o mașină în fața blocului la noi de ori, pentru că atunci nu veneau mașinile cum vin acum. Și mi s-a părut stran o să văd o mașină de România și Olteni, pentru că eram decât Bihoreni și maramureșeni noi în stările alea. Lângă mașină era Dincă, în bermudă, în cămașă, tot în righe din astea, și băiatul la portă suna. Băiatul cui? Dar lui Dincă, brunetul ăla înalt slab. Taică sau era în parcare, în picioare, stătea lângă mașină. Taică-său. Era 50 de metri de mine. Băiatul lui suna la citofon. La... interfon. Ăla. Interfon, ok. La ora aia nu ieși nimeni, dar el striga: ieși afară! Claudia, ieși afară, că am venit să te luăm, că nu produci nimic aici. Trebuie să te ducem în altă parte. Eu mă apropiu, atunci au văzut că eu vin spre poarta aia, eu să-mi deschid cu cheia să intru pe poartă. Eu atunci i-am zis așa la băiat: tu ce cauți aici? Pe cine cauți? Sau ce face aici atâta scandal? Eu cu el m-am certat mai tare și ce a ajuns eu să ne vine moșigni și pe mine ce-o făcut. Atunci o zis taică sau către el: Dani, vino că plecăm și venim în altă zi. Dar atunci țin minte numele de Dani, pentru că îl cheamă ca pe frate meu. Mi-a zis marș, ceva mi-a zis în stilul lui, dar nervos și cu nervi total, dar era explodat de nervi, avea un caracter băiatul, dar nici nu pot să ți-l exprim. Ok? Și atunci eu i-am spus: dacă nu pleci, am chemat oricum poliția când am parcat scuterul, că am auzit cum strici și ieșe scandal, vine imediat carabinierii să te duci de aici. El nu l-a interesat de mine. Ce vrei cu miliția voastră, mă? Eu miliția în România e la mâna mea. Zicea cu gura lui: pe mine nu mai ai nimeni aici, mă, nicăieri. Ți-arăt eu când intri în România, că te aștept eu și ți-arăt eu ce. El nu s-a lăsat. Claudia, ieși afară! Și-o zis, să-ți iau capul, ți-l fac trofeu. Mă duc la maică, ta, mă duc la taică, tu ești la mâna mea, tu o să vezi ce pățești. Taică-s-o atunci l-o striga: Dani, vino, nu mai facem nimic, venim în altă zi. Erau ceva fete în acel... Cinci era, cinci. Cinci într-un mini apartament, erau cinci. Românce? Patru lucrau noaptea. Cum? Românce? Toate românce. Una știu că mi-a zis atunci că e din Focșani, când eu le-am întâlnit la terenul de tenis. Erau duse afară de încă o fată, dintre ele, româncă, din Galați. Fata era din Galați. Claudia era cea mai tânără între ele. Asta. Ce vârstă vi s-a părut că are Claudia? Nu avea, până 19 ani, poate 18 ani. Am coborât și am zis: care sunteți, Claudia, aici? Că vreau să vă întreb ceva. Și ea se ridică în picioare, se uită la mine, no, româncă fiind, și ce eu sunt. O fată plăpândă, calmă, cârlonțată, frumoasă, obverj, n-o făi niciodată. Atunci fata mi-a făcut semn, să, așa cu mâna: dar de unde ești tu, zicătrea? Zici că sunt din Craiova. Într-o zi i-am făcut semn ei cu mâna: când vrei să vorbești cu mine, vino sus, pe scări. O venit fata, o suna la ușă și am deschis. Zic: mai... pa, ce n-auzi tu aici? Și atunci au început să-mi spună: eu avem probleme acasă, fratele meu a fost arestat, ai prieten cu Dani și eu trebuie să vin să plătesc datoria față de ei. Că nu avem bani să le dăm. Față de cine? De ăștia, de Dincă și de Prunc. Ei mi-au zis mie că mă duc în Italia și se fac bani mulți. Vă spun cuvintele petii. Că se fac bani mulți
și într-o noapte ea câștigă 500 de euro, numai că face o chestie. Ea purta o frică de ăștia doi, tremura, plângea când a auzit că o căutat-o. Buza ei tremura când eu i-am spus că, băi, fată, care sunteți Claudia aici? Dintre voi, fetelor, că vă căuta cineva noapte cu o mașină de ol, cu o mașină familiară. Că numai asta mă deranjează, că se ocupă de minim 14-15 ani cu chestia asta. Am văzut cu ochii mei. Eu am dat ochii cu ei. Cu băiatul. Băiatul e foarte periculos. Stai că s-o-i nimic. În ce zonă sunteți? Vicenza de mine lui 5 km. Deja eu trebuie să termină Treviso, intru în Vicenza. Avem această femeie care apare cu fața, care își spune numele, este acum în direct cu noi prin Facebook și se numește doamna Ana Burai. Este femeia care a stat față în față cu Dincă și cu băiatul lui Dani, tocmai în Italia. Atenție, în urmă cu vreo 14 ani. Bună ziua, doamna Ana Burai. Bună seara. Doamna Ana Burai, vă aud foarte bine. Da. Sper să nu fie vreun delay, cum spunem noi, și să putem interacționa. În primul rând, mi se pare un act de curaj și de mare asumare ceea ce faceți dumneavoastră, prin faptul că v-ați decis să vorbiți și să vă arătați chipul și identitatea. Într-o duminică seara nu am vrut să spun până duminică nimica, nu știe nimeni a problema asta decât am mai zis încă o dată la cineva ce mi s-a întâmplat odată în fața porții, că mai vezi multe, mai închiz un ochi, mai din astea. Și eu, decât în ziua aia când am văzut la televizor cu problema cu omul, eu nu l-am recunoscut doar când l-am văzut pe scări, la o stare civilă, nuntă ce a avut el acolo. Eu nu-l cunosc pe omul din curte cum l-am văzut acum, cum este el acum, la ora actuală. Eu l-am recunoscut cu anii aia, sunt 13 ani și ceva, 14. Eu m-am întâlnit cu el în fața mea și cu băiatul lui. Era într-o noapte, la ora 12 noaptea. M-auziți? Da, vă aud foarte bine și vă ascult, de asta nu vă întrerup. Vă rog. Deci, omul ăsta era tot cu bermudă, cum am zis, că am văzut că m-ați înregistrat și tot și ăsta. Deci, tot stilul lui de îmbrăcăminte. Băiatul este la 1,80-1,90, pentru că are înălțimea la băiatul meu, până în 1,90, slab, era foarte slab atunci, un brunet, avea o gură, că am și o gură mare, de asta m-o pus jos la pământ. La ce vocabular are băiatul, să ferească Dumnezeu de fetele care intră în mână la el, că-s terminate. Deci dumneavoastră vreți să spuneți așa, că în acea noapte el striga după o fată să coboare că nu producea nimic. Claudia. Și aveați cunoștință că în acel apartament erau câte fete românce? Doamnă, cunoștință, cum să vă spun, fetele erau pascunzi, nu că se vedeau toată ziua, să plimbau, mă înțelegeți? Am înțeles. Cam câte erau? Patru. Patru și trei băieți. Ei erau kosovari, ei nu erau albanezi, la care erau fetele astea. Erau kosovari. Erau cam stilul de la noi mascații, băieții. Fix. Deci nu se legau cum eram eu când te vedea că pleci la lucru, că vin. Eu am 20 de ani aici. Eu am venit, nu am venit cu viza aia de turist, de ce-o fost. Eu am venit 20 de ani. Și aici lumea te respectă. E un alt mod de viață și tot. După aia că au venit ele pe parcurs și ce s-a întâmplat, a fost cu toată altă problemă. Dar eu noaptea venind de la lucru, că lucram la un pensiune agroturistică. Presupun. Pensiune. Eu veneam, plecam la 11, veneam la 4. După aia plecam la 6 jumate, mă întorceam 12 jumate, 1, depinde de zile. Eu noaptea aia era iulie, că după aia eu în august am plecat acasă și am plecat, am venit la poartă, mi-am parcat că eram cu scute, n-aveam nici carnet, eu am început niște ani în Italia, niște pași, nu că mâine ești milionar sau ai nu știu câți bani. Deci, să fim serioși. Aveam scuterul, mi-am luat am oprit scuterul, am văzut mașina aia de old, era gri, familiară. Nu pot să spun marca, pentru că nu m-a interesat, decât am văzut numărul. Cunosc toate mărcile de mașini, deci nu era pentru mine o problemă să spun că era o mașină aia. Deci nu, nu țin minte ce a fost, decât a fost mașină gri, familiară. V-a atras domnul atenția Dincă, numărul de România, presupun. Da, de old. Eu,
Când m-am apropiat de să ies, că unde eram, eu dădin că am stat 50 de metri, cam atâta. Băiatul era la poartă, într-un tricou alb, bermude și un papuc în picioare. Taică, sau v-am spus cum a fost îmbrăcat. Stilul ăla cum l-are și acum, fix, parcă-l văd și acum, nu mai era mai slab. Era minim 20, dar cel puțin 20-30 de kilograme mai puțin, cam așa ceva. Când, cum îi păscări la starea e civilă? Eu așa l-am văzut pe om. Dacă nu arăta poza la televizor cu el, cu starea e civilă, nu știam că-i Dincă. Cu omul care am stat eu noaptea, eu nu am stat de vorbă cu el, eu am stat cu băiatul la poartă. Și eu să-mi iau casca, că nu o lăsam peste noapte, mi-am luat telefonul, cheile din șaua de la scooter, am plecat spre bloc, că eram în fața blocului, dar să plec la poartă, să-mi deschid poarta. Am văzut băiatul ăsta striga, cum ați spus în interviu și tot, dar ce striga, deci doamnă, ăsta domina comuna asta noastră aici, ce striga, nu le interesa absolut nimica. El, Claudia, ieși, te rup, te fac, în mod și ăsta. Și atunci am zis, eu să-mi bag cheia în poartă, să-mi deschid poarta, i-am zis, pe cine cauți aici la ora asta? Că aici nu este Claudia la noi în bloc, că cunosc românii, aici ne cunoaștem, că suntem foarte puțini, 2-3 familii suntem aici în zonă. Și atunci el a zis, nu te interesează, îți vezi de drumul tău, marș înăuntru. Auzi, mă, băiatule, tu pe mine mai cu marș înăuntru și cu astea, ești pe teritoriul la mine aici, faci scandal și ce faci? Eu am chemat deja carabinierii de la scooter, că am văzut ce se întâmplă la poartă. Zic, pentru că mie mi-e frică să vin spre poartă. Tu vezi că vine în 5 minute poliție, carabinierii, și o să ai mari probleme cu ce faci tu acum aici. Plus la ce amenințări faci tu. Aici ai prostituție la ce vorbești tu, zic. Și ce v-a răspuns, când l-ați amenințat că sunați la carabinieri? O, doamnă, nici nu pot să vă spun că mă aud eu o țară întreagă ce înjurături și cu poliția mea și ce mi-a zis mie. Atunci eu când am văzut pe ce bandă lucră băiatul ăsta, adică vocabularul lui, atunci eu m-am pus pe el, m-am afrontat cu el, m-am pus în fața lui. Și a zis, auzi, mă, băiatule, mie nu mi-e frică de tine, ești aici, dacă am casca în mână, tai că te ui la câțiva metri de mine aici, eu cu tine mă cred că mă pot și bate la bătaie cu tine, pentru că nu mi-e frică de proști. Asta i-am zis-o. Și atunci, el, tu, du-te, atunci taică sau de la mașină, bou ăsta de, cum îl cheamă, de Dincă, el o zis așa, Dani, vino, să plecăm, Dani, venim în altă zi. Sunteți sigură că ați auzit numele Dani? Cum de nu l-ați uitat după atâția ani? Auziți, doamnă, eu nu am avut tangență din asta de 20 de ani, am văzut o chestie din asta în Italia. Aici sunt oameni serioși cu familie și cu așa ceva. Mă auziți? Vă aud, de asta vă spun, cum de-ați ținut minte numele Dani? Pe oamenii ăștia, nu intram, eu am vrut de multe ori să iau legătura cu domnul Cumpănașu, dar n-am avut numărul.